Cred că textul acesta din Scripturi vă este foarte bine cunoscut. Este momentul când Domnul Isus Hristos, în concepția ucenicilor, a fost răstignit, a murit, a fost pus în mormânt, dar Domnul Isus era acum, după a treia zi, așa cum spusese, înviat. Însă ucenicii. Până să se convingă de învierea lui, au trecut prin momentele lor de scepticism, de îndoieli. Iată pe doi ucenici, Cleopa și celălalt ucenic. Nu știm cine este celălalt ucenic. Există diversi interpreți teologici care spun: Cleopa era împreună cu soția și mergeau spre casă. Alții spuneau: Erau alții, era Cleopa și Petru, Simon Petru diferite, nu are importanță. Era Cleopasta, asta spune Biblia, și celălalt ucenic. Mergeau de la Ierusalim, se duceau spre Emaus, un sătuc micuț, despre care, probabil, dacă nu era această întâmplare, astăzi nici nu mai știam. Un sătuc nebăgat în seamă. În timp ce mergeau din grupul ucenicilor, cei doi spre casă, era un obișnuit al vremii călătorind noaptea, în vremurile acelea, nu era curent electric, nu erau becul inventat, nu erau mijloacele de transport pe care noi le avem astăzi și de care beneficiem. Și era un obișnuit al vremurilor de atunci să te alături de un grup care călătorea noaptea ca să nu fie atacat de hoți. Cei doi erau și călătoreau spre Emaus împreună, cu dezamăgirile lor. În timp ce mergeau, se alătură de ei un străin, pe care ei nu-l cunosc. Ochii lor, după cum spune Biblia, le erau împiedecați să-l cunoască. Și străinul acesta intră în discuție cu ei. Și în timp ce discută cu ei, descriu ei mai târziu starea lăuntrică. Nu ne ardea inima în noi pe drum când ne interpreta scripturile? Mai târziu, ei află că acest străin care călătorea cu ei era însuși Domnul cel înviat și care va produce o transformare în viețile lor. În această zi, mi-am intitulat mesajul evanghelic: Schimbările care au loc în timpul cinei Domnului. Schimbări. În viața celor doi. Erau câteva schimbări care s-au produs din momentul discuției cu străinul, și până au intrat, și după ce au intrat în casă. Dragii mei, știți ce aș dori. Se spun, spun teologii și cercetătorii biblici că drumul dinspre Ierusalim până în Emaus, în mod normal pe jos, era timp de vreo două ore și jumătate. Cam atâta îți trebuia ca să-l să, por, să poți parcurge. Să zicem că Isus a întâlnit cu ei undeva, poate la jumătatea drumului. Cât le-a predicat Isus până au ajuns acasă? Dacă ar fi la jumătatea drumului, nu? O oră. O oră le-a predicat și nu s-au plictisit. Pentru că atunci când au ajuns acasă, scrie Biblia că înainte să intre în casă, le-au zis străinului, rămâi cu noi, nu merge mai departe. Drumul e periculos. Te pot ataca hoții dacă rămâi singur. Rămâi cu noi, ne place în compania ta. Nu știm cine ești, dar felul cum ne vorbești ne place. Rămâi cu noi. Știți, mă rog din toată inima astăzi, Domnul Iisus Hristos să rămână cu noi. Eu cred că El este prezent în locul acesta și îl doresc din toată inima să se manifeste El. Aș vrea... Să vedem ce se schimbă în timpul cinei Domnului. Pentru că scrie Biblia că atunci când au intrat în casă, străinul acesta a practicat ceva ce le-a amintit că s-a întâmplat cu câteva zile în urmă. Vă amintiți, evrei sărbătoreau Paștele. Și Hristos a vrut să sărbătorească și el Paștele acesta împreună cu ucenicii Lui. Dar în timpul sărbătorii de Paște, Iisus face ceva deosebit. A luat o pâine, a luat paharul și a rostit următoarele cuvinte. Această pâine este trupul meu, acest rod al viței este sângele meu. A împărțit pâinea și rodul viței dându-l ucenicilor să-l Și acum, în aceeași manieră, intră în casă și cum era normal, se așează la masă. Și urmează o cină, un diner, Se așează la masă și străinul acesta, exact ca și Isus, ia pâinea, o frânge, binecuvintează pe Dumnezeu. Și în momentul acela, scrie Biblia, li se deschid ochii și îl cunosc că este Isus Hristos. Dar el, scrie Biblia, s-a făcut nevăzut, a dispărut. În momentul acela s-au produs niște schimbări în viața lor. Pentru că în timpul cinei Domnului trebuie să se întâmple astfel de schimbări. Și despre asta aș vrea să predic astăzi. Schimbări care au loc la cina Domnului. Ca cina Domnului să fie a Domnului, trebuie în primul rând El să fie prezent la cină. Știți că există și biserici fac cina Domnului și Domnul nu prezent? Știți că El nu este prezent chiar dacă sărbătoarea este numită Euharistia? Vă rog să mă scuzați. Uitați-vă un exemplu foarte elocvent care pot să vi-l dau din practica bisericii din Corint. 1 Corinteni, capitolul 11. Făceau ei cina Domnului Corintenii? O făceau. Era Domnul prezent la cină? Nu. Totuși ei practicau cina. Putem practica anumite sărbători în cinstea Domnului și Domnul să nu fie prezent. Putem să venim la biserică și chiar o biserică să se numească creștină, și Hristos să nu mai fie în mijlocul ei. Un creștin poate să poarte numele de creștin, să zică că umblă cu Dumnezeu, și totuși Dumnezeu să nu fie cu el. Sunt stări tragice prin care pot să treacă oamenii creștini și să nu realizeze aceste stări, considerând că sunt bine. Iată în 1 Corinteni, capitolul 11. Haideți să deschidem, dacă puteți să-mi și postați, vă rog, 1 Corinteni, capitolul 11. Și să vedeți ce se întâmplă acolo, deși ei practicau cina Domnului. Auziți în ce context, în primul rând, practicau cina Domnului și apoi care erau efectele lipsei prezenței lui Isus de la cină. Mai întâi, spune Pavel, 1 Corinteni 11 cu 18, Aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Mergeau la adunare, dar o biserică dezbinată. O biserică care avea grupe și grupulețe. O biserică care nu era unită. Unii erau împotriva altora. Când vă adunați dar în același loc, că -și trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Lucrul acesta când îl spune Pavel, nu îl spune ca o îngăduință creștină, că e bine să fie partide de fraților. Nu! Ci el din tot răul acesta spune, în alte cuvinte, știți ce se întâmplă când sunt partide? Când sunt partide, ies la interval cei buni, adică cei care nu se amestecă. Cei care nu vor să facă parte din aceste partide. Și asta e un lucru rău, nu e un lucru bun. Să fie partide. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Păi dacă sunt partide între voi, dacă nu există unitate în biserică, dacă te-ai certat cu soția, te-ai certat cu soțul, te-ai certat cu copiii, dacă tu ești în litigi cu cineva, dacă ai făcut ceva ce nu îți păstrează unitatea dintre tine și semenul tău, și mai ales cu Dumnezeu, tu faci cina Domnului, dar Domnul nu-i prezent. Fiindcă atunci, când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, și așa că unul este flămând, iar altul este. Ferească Dumnezeu! Îi păcat să bem? Alcool? Îi păcat să te îmbeți? În această manieră de huzur, de mâncare și de turmentare alcoolică, creștinii din Corint veneau să facă cina Domnului. Și Domnul a zis, eu la astfel de cine eu nu particip. Eu nu pot să accept astfel de cine, pavele, spune-le clar. Și apoi continuă în versetul 23, că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat. Asta nu este gândirea mea. Asta nu-i părerea mea, ca și atunci când vă vorbesc despre căsătorie, despre divorț. Sau despre alte lucruri, unde pot să-mi spun părerea mea, spune Pavel, și cred că am și eu Duhul lui Hristos. Aici am primit direct de la Domnul ce vă spun. Un creștin care trăiește în dezbinare, o biserică care are dezbinare în sânul ei, o biserică care nu are practici și principii sfinte, ci le încalcă și trăiesc după propriile principii. Vin oricum, vin bine mâncați, că nu mai pot, îmbuibați, vin beți. Vin certați, vin în stări de genul acesta, fac cina Domnului să o facă, dar eu nu sunt prezent la cină. Și atunci, ce poate fi mai tragic să faci cina Domnului și El să nu fie prezent? Iată efectele faptului că Isus nu-i prezent la cină. De aceea spune: Sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, versetul 30. Și nu puțin dor. Cum adică, ei cina Domnului, și atunci când ei cina Domnului, unii zic, ascultați mai nou, dintre evangelici, și aș vrea să-și corecteze această gândire deformată teologic. Că cina Domnului nu are efect asupra omului. Că cina Domnului nu au așa o amintire despre Domnul. Da, pentru cei care practică o moralitate ieftină. Un fel de glumă spirituală, cred că Dumnezeu e o glumă, cu el poți să glumești, las că e bun, domnul, las că înțelege, domnul. Dar nu uita că și foc mistuitor. Dumnezeu e bun, da, dar e și drept. Cina Domnului are efecte. Dacă nu o faci cum trebuie și dacă Domnul Iisus nu este prezent în timpul cinei, Iată ce se întâmplă, zice, acolo câteva verdicte finale. Își mănâncă și își bea o sânda lui însuși, dacă nu face diferența între masa Domnului și masa dracilor. Între paharul Domnului și paharul dracilor, nu poți fi și cu lumea și cu Dumnezeu. Nu poți trăi șase zile de luni până sâmbătă să faci ce face lumea și duminica să vii să iei cina Domnului, pentru că Domnul Iisus nu se mai prezintă la cină. Dacă ne-am judecat singuri, spune Pavel, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea, există totuși o șansă. Pentru creștinii care fac cina Domnului și Domnul nu-i prezent, șansa este că au ocazia să se judece fiecare pe sine azi și acum, până nu ajung la judecata finală a lui Dumnezeu. Când vor fi judecați, condamnați, iremediabil. Iată să ne uităm puțin la textul acesta. Există câteva cerințe pentru care Domnul Isus le cere creștinilor atunci când fac cina Domnului. Și aș vrea doar pe scurt să prezint câteva cerințe. În primul rând, vedem că atunci când Domnul Isus a vrut să mănânce și să facă cina cu ucenicii lui, a avut un loc special pregătit. Nu oriunde a făcut cina. N-a făcut-o în orice loc. Uitați-vă în Marcu 14, 12 la 15. Învățătorule, unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? Și Iisus le-a zis, duceți-vă în localitatea cutare. Acolo veți întâlni un om care duce un ulcior cu apă. Așa, așa, așa să-i spuneți omule acelea, unde este o daia pregătită pentru mine și ucenici ca să îmi pregătesc să mănânc Paștele împreună cu ei. Cina Domnului este un moment și un loc special pregătit. Astăzi ne-am pregătit pentru asta. Și un locul cel mai bun, cel mai sigur de a lua cina Domnului este în Biserica lui Dumnezeu, un locul acesta pregătit. Nu oriunde. Las că pot lua cina Domnului oriunde. Nu oriunde. Un loc special pregătit. La cina Domnului, o altă condiție a Domnului, nu a mea, ci a lui, din extrasă din cuvântul Domnului, este ca toți să fie prezenți, să nu lipsească niciunul. Nici măcar Iuda să nu lipsească. Pentru că are ocazia și Iuda în ultimile momente să se pocăiască. Iisus l-a atenționat și a zis, unul din voi mă va vinde, avea timp Iuda să spună învățătorule, în mine s o cășunat, s o născut gândul ăsta, dar nu-i bine ce fac, că doar numai, nu o să-ți să facă ăștia nimic, nu o să te omoare. Eu numai eu banii, tu te duci, le spui cine ești, ai scăpat, faci o minune, te faci nevăzut dintre ei și eu rămân cu banii, rămân și cu Hristos și cu toate. Ce fain e mântuitorule, putea, putea Iuda să aibă o discuție, să spună eu sunt, însă n-are curajul responsabilității. Există oameni creștini ascunși, care poartă ură ascunsă, care poartă planuri ascunse față de frații lor. Fiecare să-și facă o cercetare personală, este o altă condiție. În momentele când stăm aici, acum, fiecare putem să ne cercetăm în mod personal. Eu nu știu ce ai făcut săptămâna care a trecut, nici luna asta, în care, am intrat, în care a trecut luna trecută și în care vom intra ce planuri ai. Însă tu poți să te cercetezi. 1 Corinteni, 11 cu 28. Să fie făcută într-o atmosferă reverențioasă cina Domnului. Adică, Sfântă. Nu oricum. Nu beți. Nu urând. Nu avem planuri meschine. Nu certați. Nu cu duhuri de răzbunare și așa mai departe. Iată ce schimbă cina Domnului și aș vrea să prezint câteva lucruri. În primul rând, dragii mei, cina Domnului schimbă stări lăuntrice. Schimbă stări lăuntrice. Fiecare dintre dumneavoastră și fiecare dintre noi și eu am venit în dimineața asta cu o stare interioară. Ne-am pus noi întrebarea dacă starea asta interioară este după voia lui Dumnezeu. Știți că există stări interioare duhovnicești și stări firești. Ucenicii aveau o stare firească acum. Care era starea firească a ucenicilor? Cleopa și cu celălalt ucenici, la fel ca ucenicii care îi lăsase la Ierusalim, erau într-o stare deprimantă, îndoielnică, descurajantă. O stare în care nu mai credeau nimic. Au venit femeile să le spună, a înviat Hristos. Nu credeau. S-a dus Petru până la mormânt să se convingă. Nu l-a văzut. Cei doi mergeau triști. Scrie Biblia că la un moment dat le pune o întrebare: Ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi pe drum? Și nu la întâmplare explică gestul, forma gestuală a celor doi. Zice, ei s-au oprit uitându-se triști. Tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim zilele acestea? El s-a făcut că nu știe. Și a zis, nu. Nu știi, n-ai auzit. Ce s aud? De Iisus, prorocul mare în vorbe și în fapte, Cu mai marii noștri l-au răstignit, l-au dat să fie omorât și iată că este a treia zi de când este în mormânt. Tu n-ai auzit? O, nepricepuților! și zăbavne. Uiată Ui, care este starea lor, o stare tristă. Știi, stările acestea firești, când ajung să anihileze stările noastre duhovnicești, intrăm în niște stări care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și stările acestea care nu sunt după voia lui Dumnezeu ne depărtează de Dumnezeu. Ne aduc în scepticism, în îndoieli, în necredințe. Până acolo, încât nu mai știm ce să mai credem. Am auzit zilele acestea o veste tristă. Un slujitor care altădată predica Evanghelia cu elan. Un slujitor care altădată spunea altora despre Dumnezeu. A trecut printr-o traumă a familiei, soția l-a părăsit. Și el a ajuns până acolo în niște stări atât de deplorabile, atât de josnice, încât chiar să pună la îndoială existența lui Dumnezeu. Cât de trist poate să fie lucrul acesta. Aceste stări în care suntem aruncați, datorită situațiilor externe din viață, dacă le lăsăm să anihileze starea noastră spirituală, ne transformă în niște stări firești, deplorabile. Știți, împărăția lui Dumnezeu, spunea Domnul Isus, și apoi mai târziu o descrie. Romani, capitolul 14, versetul 17, Cum pot eu să știu că împărăția lui Dumnezeu a intrat în mine? De unde să știu eu că împărăția lui Dumnezeu trăiește în mine? Isus a spus, împărăția lui Dumnezeu a și venit peste voi. Că ei ziceau când, Doamne, va veni împărăția ta? va la sfârșitul viacurilor, când va fi asta? Și Isus le-a spus, împărăția lui Dumnezeu a și venit peste voi. Și care sunt efectele împărăției lui Dumnezeu că ea deja trăiește în mine? Nu numai că va veni, spunea C.H. Dod, unul din teologi, că împărăția lui Dumnezeu este un fel de tensiune între deja și nu încă. Adică deja s-a întâmplat ceva în viața mea și încă n-a început ca să fim în împărăția cerească, să vedem străzile de aur, porțile de mărgăritar și așa mai departe. Cum știu eu că împărăția lui Dumnezeu e în mine? Simplu, dragul meu. Prin starea interioară care o ai. Iată ce spune Pavel la Romani 14 cu 17. Deci spune așa. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Ce ascultați? Neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Sunt trei stări determinante. Dacă aceste trei stări le ai în tine, neprihănire, adică sfințire, dorință de sfințire, pace, pace lăuntrică și bucurie, care nu vine de la faptul că ți-i contul plin, care nu vine de la faptul că toată familia ți-a aranjată, copiii căsătoriți, am un nicio treabă, poți să te pensionezi, poți să mergi numai în vacanțe, că gata, asta e bucuria. Asta e o bucurie firească. E ok să fie și asta, o împlinire până la urmă firească, nu? Că toți ne dorim să ne fie copiii bine aranjați. Noi să fim sănătoși și bine aranjați. Nimeni nu-și dorește să fie rău. Eu îmi doresc asta. Dacă nu vă doriți, cum doriți dumneavoastră. Eu îmi doresc asta. Dar nu asta trebuie să influențeze starea mea interioară. Dacă un copil mi se îmbolnăvește, dacă banii din cont mi se gată. Dacă lucrurile din jur nu le mai am, mi se schimbă starea. Și dacă mi se schimbă starea, ori n-am avut niciodată o stare duhovnicească, ori am avut-o cândva și m-a părăsit. Pacea, neprihănirea și bucuria sunt stări sufletești pe care ni le dorește Dumnezeu să le avem. Asta au pierdut ucenicii. În momentul discuției lui Isus cu ucenicii. Iisus constată că starea lor spirituală este o stare firească, jalnică, deplorabilă și le schimbă starea în momentul frângerii pâinii. Starea lor se schimbă în mod automat. Atât o stare față de Dumnezeu cât și o stare față de frații lor. Păi gândiți-vă, seara se întorceau acasă, erau obosiți, mai aveau ei de ceva? Nu. Dar în momentul frângerii pâinii, deschiderii ochilor lor, starea lor se schimbă. Scrie Biblia că s-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim între frați. Li s-a schimbat starea și față de frați și față de Dumnezeu. Știi? Iată câteva stări firești despre care Apostolul Pavel în Efeseni 4 cu 31 ne spune. Ascultați bine! Orice amărăciune, o stare de amărăciune, îl vezi pe unul că tot timpul e trist. Cum o zis cineva, zici că i-am în oțet. așa sunt toți de triști. Orice stare de amărăciune, orice iuțială, orice mânie, orice strigare, orice bârfă și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Astfel de stări nu sunt după voia lui Dumnezeu. Nu sunt astfel de stări după voia lui Dumnezeu. Când ne-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu ne-a pus într-o stare după voia Lui. Depărtarea de Dumnezeu înseamnă părăsirea acelei stări și efectele se văd. 1 Corinteni 7 cu 17 spune Pavel, încolo fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a așezat Dumnezeu. Semnul depărtării de Dumnezeu, iată cum se vede, în 2 Petru, 2 cu 20. Puneți, vă rog, 2 Petru, 2 cu 20. După ce au fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, adică un creștin s-a întors la Dumnezeu, da? 2 Petru, 2 cu 20. În adevăr, dacă după ce au scăpat de închinăciunile lumii, ăștia cine au scăpat? ăștia care ne-am întors la Dumnezeu prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele starea lor de pe urmă, auziți starea, Sublinează cuvântul starea, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea înainte de a se pocăi. Adică un pocăit, nepocăit, e mai rău decât un nepocăit. Starea lui devine mai rea. Iar în Matei 12 cu 43, Iisus spune același lucru. Dragul meu, mă rog înaintea Lui Dumnezeu, dacă suntem într-o stare care nu-i după voia Lui Dumnezeu, astăzi la cină să fie El prezent și ne, să ne schimbe stările. Să ne pună într-o stare după voia Lui Dumnezeu. Cum spune Pavel în Roman 5,2, Lui datorăm faptul că am intrat în această stare de har în care suntem, și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, lăudat să fie Dumnezeu. 2. La cina Domnului numai că schimbă starea, dar îți schimbă gândirea. Cea mai mare problemă a unui om este gândirea lui. Dacă vrei să schimbi un om, nu încerca să-i schimbi obiceiurile, că n-ai să poți. Schimbă-i gândirea și se vor schimba și obiceiurile. Ei avea o gândire despre Hristos, dar insuficientă. Mulți dintre noi, ca și creștini, cunoaștem despre Hristos dar insuficient. Nu cunoaștem suficient de mult ca atunci când vin încercările să fim puternici. Cunoaștem parțial, puțin. Iată ce știau ucenicii. Cine este Hristosul pentru voi? În alte cuvinte întreabă străinul. Păi Hristos e un proroc puternic în vorbe și în fapte. Versetul 19. A fost răstignit, versetul 20. Era izbăvitorul lui Israel, versetul 21. Și ci că ar fi înviat, ne spun unele dintre femei, dar noi nu l-am văzut. Asta era cunoștința lor despre Hristos. Nu că-i Dumnezeu, ci că-i doar un proroc. Un proroc puternic, Că fi murit, dar nu știm dacă am viat. Asta era toată cunoașterea lor despre Hristos. Și o cunoaștere limitată te va duce la o viață zdrobitoare, la o gândire trunchiată. N-ai să faci niciodată legământ cu Domnul dacă n-ai cunoștințe mari despre El, dacă nu-l rogi pe El să-ți descopere și să schimbe gândurile. Când ne-am întors la Dumnezeu, primul lucru care l-a făcut Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu este metanoia. Știi ce înseamnă asta? Schimbarea gândirii. Până nu îi schimb la un om gândirea, până nu pătrunde Dumnezeu în el să-i schimbe normele de gândire, nu înseamnă brainwash. Dacă vreți, și spălarea gândirii prin sângele lui Isus. Omul nu se schimbă. Este la fel ca un animal, așa cum, uitați-vă, de exemplu, la dresori. Citeam odată că un dresor a luat un pui de leopard de când era micuț leopardul și l-a dresat. Și l-a dresat și puiul de leopard a crescut și a crescut și a crescut și s-a făcut un leopard adevărat. Într-una din zile, leopardul, tot caracter de leopard avea, animalic. Nu s-a schimbat. El tot leopard a rămas. Când s-a zgâriat la o mână omul, leopardul a simțit miros de sânge, a sărit peste el și l-a sfâșiat. Așa este creștinul cu o gândire neschimbată. Poate a crescut în biserică, poate l-am și botezat, a venit la biserică, a venit și vine în biserică, dar el nu și-a schimbat gândirea, n-a trecut prin procesul metanoia, schimbarea gândirii, nașterea din nou, ci el a rămas cu acea fire veche, el este educat, dar nu este schimbat. Și un creștin doar educat, fără să fie schimbat, îl vezi la o adunare generală. Îți vezi la o tensiune. Că el sare și se comportă ca un firesc. Pentru că el este doar educat, dar nu este schimbat. Hristos în viața celor doi le-a schimbat gândirea. Ei erau educați, știau despre Hristos parțial dar nu erau schimbați. Îmi amintesc că în biserica unde am crescut, era un frate educat, dar nu schimbat. Avea probleme cu toate miresele care veneau să se căsătorească. Pe vremea aceea, miresele nu aveau voie să porte o coroniță, ci li se cerea să porte un batic. Arătau așa ca pe vremuri lăptăresele alea, știi, care le... La fiecare, la fiecare nuntă, comenta și comenta și comenta. Și frații nu prea aveau ce să facă, că nu vreai să strici ziua nunții. Veneau până la biserică miresele cu coroniță, în fața bisericii își dădea jos coronița, și lua năframa, baticul ăla alb, ce era, intra cu baticul ăla alb, se făcea nunta, Apoi, asta nu înseamnă că pot să vină fetele, miresele oricum îmbrăcate și mai mult când le vezi, mai mult îți dezbrăcate decât îmbrăcate. Nu la asta fac referință, ci la următorul aspect. La, la, acest om vă rog să vă gândiți. A venit ziua când fica lui s-a căsătorit. Și s-a dus fica sa la taică -o și a spus așa, fii atent aici. Mulțumesc că mai ai crescut, ești tata, ești așa. Dar de mă faci de rușine în ziua anunții, în veci nu te iert. Eu intru cu coroniță în biserică, ai înțeles? Ceea ce n-a putut face un păstor, n-a putut face un comitet, o făcut fica sa. O intrat cu coroniță în biserică să-l fi văzut pe el. N-aș fi vrut să fiu în pielea lui. Dragii mei, schimbările în viața unui om nu le fac regulile doar. Sunt bune regulile. Dar dacă schimbarea nu începe din inima ta, din viața ta, degeaba îți predic eu. Poți să mă judeci, poți să mă urești, poți să spui că sunt doctrinat, poți să spui că sunt gust, poți să spui orice. Schimbarea trebuie să înceapă din inimă și ea se vede în exterior. Schimbarea gândirii. Mă rog, în această zi, orice gând să-l faci rob ascultării de Hristos. În al treilea rând, la cina Domnului se schimbă atitudinea. Știi ce mult contează atitudinea? Atitudinile noastre creează momente de a-i apropia sau de a-i depărta pe oameni de noi. Prin atitudinea care eu o am, îl fac pe un frate să se apropie de mine sau îl îndepărtez. Dacă am o atitudine recalcitrantă, una zgrunțuroasă, una de respingere, nimeni nu se va apropia de mine. Și atunci mă pot plânge de toți. Nimeni nu vrea să fie prieten cu mine. Toți stau departe de mine, frate. Păi da, schimbă-ți atitudinea. Dacă tu îți vei schimba atitudinea, toți se vor apropia de tine. Dacă tu ai o atitudine de genul, cum am menționat-o mai sus, nimeni nu se va apropia de tine. Cei doi la masă își schimbă atitudinea față de străini. De fapt, când ajung în fața casei, la început au o atitudine față de străini, așa un fel de gardă pusă. Apoi, în timp ce discută străinul și le explică scripturile, încep să și schimbe atitudine. Ajung în fața casei cu o atitudine schimbată, iar la masă li se schimbă atitudinea complet. Ce mult contează atitudinea care o ai față de părinți? Ce atitudine ai față de biserică? Nu poți să ai o atitudine indiferentă, să nu-ți pese de ce face biserica și se întâmplă în biserica lui Dumnezeu. O atitudine indiferentă îți va aduce dezamăgiri. Auziți, versetul 28, cum le testează Domnul atitudinea. Zice că El s-a făcut că vrea să meargă mai, mai departe. A zis, noapte bună, Domnul să fie cu voi și El s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Iar ei, ca să le testeze atitudinea, mă, mă lasă să plec sau mă cheamă cu ei la părtășie? Iar ei, rămâi cu noi, insistent, rămâi cu noi că ce este spre seară, Noaptea a venit, aproape a venit, rămâi cu noi! Și la astfel de atitudine, Dumnezeu intră în casa ta. Care e atitudinea ta față de Domnul și față de Cuvântul Lui? Auzi ce spune Jeff Keller, orator și scriitor motiva motivațional, spune așa, atitudinea este filtru mental prin care percep lumea împărțind astfel oamenii în două categorii, optimiști și pesimiști. Știți cum explică el lucrul acesta? Spune că un profesor de psihologie a adus în fața elevilor lui un pahar cu apă. Jumătate era cu apă. S-a uitat la acel pahar, studenții și profesorul a zis, ce vedeți în acest pahar? Cei optimiști au spus, jumătate e plin. Cei pesimiști au spus, jumătate e gol. Contează cum privești lucrurile. Contează ce atitudine ai. James Coburn spune așa, devii campion dacă mai lupți încă o rundă. Dacă nu lași ca pesimismul să-ți distrugă optimismul. Știți de ce majoritatea oamenilor, poate să nu zic sunt săraci, că nu toți trebuie să fie bogați, dar sunt invidioși, sunt recalcitranți și respingători? Pentru că majoritatea sunt pesimiști. Majoritatea spun, oh, noi nu putem. Noi nu avem, noi suntem săraci, frate, noi nu putem. Na, no, acolo sunt mulți, acolo au bani, acolo pot, dar noi nu putem. Și pesimismul ăsta omoară. Optimismul contează foarte mult atitudinea. Spunea Jeff Keller, tot el spunea, fiecare din noi luminează o cameră. Unii atunci când intră, alții atunci când pleacă. Alege ce vrei să fii. Și în al patrulea rând, schimbarea perspectivei de înțelegerea Scripturii. La cina Domnului se întâmplă asta. Auziți cum explică ei după ce nu mai e Iisus între ei. Nu ne ardea inima în noi când ne interpreta Scripturile? Mulți azi nu înțeleg scripturile așa cum vrea Hristos, ci cum vor anumiți teologi. Și prin urmare, rezultatele sunt pe măsură. Care este perspectiva noastră ca și creștini? Dacă avem o înțelegere corectă a scripturilor, vom avea și o perspectivă corectă. Dar dacă nu avem o înțelegere corectă a scripturilor, nicio perspectivă corectă nu avem. Luca 18 cu 28, au venit ucenicii la Isus și au zis așa: Petru, mai curajos. Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce perspective avem? Ce răsplată vom avea? Ce ne dai? Și au zis ce spune Domnul Isus. Ei se gândeau la o perspectivă scurtă, o perspectivă în timpul generației lor. Și Isus vorbește despre cu tot o altă perspectivă. Perspectiva împărăției lui Dumnezeu. Noi nu suntem pentru aici și pentru acum, dacă vrem să înțelegem. Perspectiva noastră este mult mai mare. Vă rog să puneți Evrei, capitolul 11, versetul 14. Toți creștinii care sunt menționați în Evrei, capitolul 11, au avut o perspectivă mult mai mare decât am avea-o noi. Între creștinul firesc și creștinul duhovnicesc, diferența o face perspectiva. Pentru creștinul firesc, perspectiva este aici și acum. Cum spune Pavel, dacă 1 Corinteni 15 cu 19, lăsați ăsta aici, spune, dacă numai pentru viața asta ne-am pus de în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Ce înseamnă asta? Doamne, dăm o casă, dăm o mașină, dăm sănătate, dăm, dăm numai lucruri pământești. Și de nu-mi dai, Doamne, nici nu mă mai duc la biserică. Asta e o perspectivă firească, de scurt metraj. Perspectiva duhovnicească este total diferită. Doamne, și de nu-mi dai, eu știu că nu sunt pentru aici și pentru acum, Tu ai pregătit pentru mine o împărăție, o veșnicie, eu acolo tind, acolo e ținta mea, acolo e perspectiva mea, 1 Corinteni 11 cu 14. Ce ce vorbesc în felul acesta arată dezlușit că ei au o altă perspectivă. Sunt în căutarea unei patrii. Și acolo în 1 Corinteni 11, dacă veți citi tot capitolul acasă, veți vedea ce au suferit oamenii ăștia. Dacă aveau o perspectivă pământească, niciodată n-ar fi murit. Au fost tăiați în două cu fierăstrău. Au murit prin crepăturile pământului. Tăiați cu fierăstrău, Chinuiți în toate felurile de cei din vremea lor. Dar perspectiva lor nu era pământul, ci perspectiva lor era împărăția lui Dumnezeu. Celor doi li s-a schimbat perspectiva. S-au întors în Ierusalim și le-au spus celor care erau acolo, am viat Domnul cu adevărat, noi l-am văzut, am stat la masă cu El. Avem o altă perspectivă. Ieșiți din lamentația asta, din starea asta letargică. Haideți să spunem tuturor în Ierusalim că a înviat Domnul cu adevărat. Li s-a schimbat perspectiva. Mă rog în această zi, la cina Domnului, să ni se schimbe starea spirituală, dacă nu-i după voia lui Dumnezeu. Să ni se schimbe gândirea, dacă nu-i după voia lui Dumnezeu. Să ni se schimbe atitudinile, dacă nu ți după voia lui Dumnezeu și să ni se schimbe perspectiva, dacă e una firească, să ne dea Dumnezeu una duhovnicească.